E de prisos să vă aduc aminte că veșnicia înseamnă o duminică fără sfârșit. Vă puteți imagina o duminică ce nu va fi urmată de ziua de luni? Ziua de care ne temem cu toții? Ziua aceea numită punctul zero din care începem să urcăm spre duminică? De aceea bine zicem câteodată, adă Doamne ziua aceea. Haideți să deschidem așadar scripturile și să ne bucurăm de ele încă o dată. La Evanghelia după Luca, la capitolul 7, citim primele 10 versete și cu toate că vom predica din întregul capitol, le citim doar pe acestea. Capitolul are 50 de versete și eu mă gândeam să vă cruț. Așadar, primele 10 doar. Să ascultăm cu atenție cuvântul. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și i-au zis, face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, de aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine și robului meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Amin. Ședeți. Unul dintre cele mai cunoscute și frumoase versete din Noul Testament se găsește în 1 Corinteni 13 cu 13. Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Preaiubiții mei, frați și surori, iubiți ascultători, dragi prieteni, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră în această frumoasă dimineață un mesaj despre aceste virtuți cardinale, credința, nădejdea și dragostea. Și căutând prin Scriptură, am găsit că un capitol din Evanghelia după Luca cuprinde în mod narrativ sau, dacă vreți, descrie în mod plastic toate aceste trei virtuți. Iar capitolul acesta este chiar capitolul 7 din Evanghelia după Luca. Acest capitol se împarte în trei secțiuni. Prima, cea pe care am citit-o, de la 1 la 10, a doua de la 11 la 35, a treia de la 36 la 50. În prima pericopă îl urmăm pe Iisus, suntem împreună cu El pe drum și vedem ce poate face Domnul pe drum. În a doua pericopă îl însoțim pe Domnul în locul acela de care cu toții ne ferim, dar în care toți vom ajunge cândva, îl însoțim pe Domnul la cimitir. Iar în a treia pericopă, îl însoțim pe Domnul acasă sau în casă. Și iată-L pe Hristos care într-un singur capitol, în câteva episoade diferite, dar care se succed cu rapiditate unul după celălalt, îl găsim și pe drum, îl găsim și în cimitir, îl găsim și acasă. Ce minunat
că pe Domnul îl găsim peste tot și nicăieri nu putem să fugim de El, pentru că El fuge după noi, El este deja acolo, înaintea noastră, în omniprezența Lui. Binecuvântat să fie El! Așadar, dragii mei, îngăduiți-mi ca să vă fac această prezentare, urmând pericopele cele trei pe care vi le-am menționat și să ne bucurăm deopotrivă de virtuți, dar nu numai să ne bucurăm și să fim de acord cu ele, ci fie ca în timp ce vorbim despre ele, într-un chip tainic și miraculos, aceste virtuți să ia chip în noi și să ne umple Domnul de ele, pentru că acestea rămân: credința, nădejdea și dragostea. Să începem așadar cu credința. Ce este credința? Probabil cea mai simplă și concisă definiție a credinței o găsim în Evrei, capitolul 11, versetul 1, unde citim: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Cu toții, sau aproape toți, știm versetul acesta, iar acolo unde ni s-a spus credința este o încredere, e corect din punct de vedere dogmatic, e foarte corect, doar că în textul original nu apare cuvântul încredere, nu apare. În original este un cuvânt aproape imposibil de tradus, unde zice: și credința este esența sau ființa lucrurilor nădăjduite. Credința este esență, este nucleu dur. Credința este ceva, dar ceva esențial, ceva din care cresc celelalte, o sămânță din care crește planta, un prim pas care alcătuiește apoi drumul cel lung. O scânteie care face mai târziu focul cel mare. Credința este așadar esența lucrurilor nădăjduite, este ființa acestora. Dar aproape niciun traducător modern nu se riscă să pună este esența, pentru că ar fi o întreagă discuție destul de filozofică între esență și ființă, pentru că e diferență între esență și ființă, și ființă și existență, și deja ne-am complicat suficient. Și atunci, traducătorii foarte atenți la cititorul care va lua textul biblic și îl va citi, ne-a spus de-a dreptul: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Pentru că da, dragii mei, credința este în primul rând o încredere. Credința, cuvântul în sine, pistis, nu se referă la dogmatică sau la confesiune decât în al doilea și în al treilea rând. Credința se referă în primul rând la încredere, la o atitudine internă, interioară, la o mișcare a sufletului către Dumnezeu. Iar pentru ca să aibă loc credința, trebuie să fie neapărat o diferență între cel care se încrede și obiectul, da? Sau persoana spre care se îndreaptă încrederea. Îngăduiți-mi doar o mică paranteză și apoi ne întoarcem la pericopa cu sutașul și cu vindecarea robului acestui sutaș. Credința funcționează doar în situații de inegalitate. Ca să existe credință, trebuie neapărat ca cineva să fie mic și altcineva să fie, vă rog, intuiți împreună cu mine, mic și altcineva să fie mare. Trebuie doar să urmăriți gesturile mele și deja știți. Trebuie ca cineva să fie sărac și altcineva să fie cum? Bogat. Trebuie ca cineva să fie slab și altcineva să fie cum? Tare. Trebuie ca cineva să nu știe și altcineva să știe. Credința înseamnă că întotdeauna cel mic, slab, sărac și neștiutor se încrede în cel mare, bogat, știutor. De aceea, credința în sensul tehnic se potrivește cu adevărat, până la ultima ei consecință, doar în relația dintre om și Dumnezeu. Pentru că între om și Dumnezeu este o diferență cât de la cer la pământ. Pentru că niciodată creatura nu va fi precum este cine? Creatorul, zicem niciodată, noi sperăm,
Că atunci când îl vom vedea pe el, vom fi ca el, dar în condiția de creatură, în condiția aceasta, purtător de trupuri. Și toți știm ce înseamnă să-ți porți trupul zeci de ani prin viață. Credința, așadar, nu se poate aplica la credința unui om în alt om, a unui om într-o instituție, a unui om într-o situație anume, într-o putere anume, într-o tehnologie. Nu se poate aplica, pentru că e de la egal la egal, sunt producții ale omului, este omul și alt om. Credința e pusă în lucrare doar în relația cu Dumnezeu. De aceea vom spune că în felul acesta interpretăm credința în seara aceasta, în dimineața aceasta, în sensul ei primar, în sensul de încredere. Haideți să ne întoarcem, vă rog, la episodul cu sutașul și să-l povestim puțin ca să vedem ce fel de credință a avut sutașul. Sutașul sau centurionul acesta nu era evreu, cum putem să intuim, era fie roman, fie sirian, iar numele în sine de centurion înseamnă că era un fel de ofițer care conducea, dar avea în subordine 100 de soldați, de la centuria, care înseamnă 100. Ei bine, omul acesta se dovedește a fi extrem de inimos, de milos. E un om cu un caracter special, pentru că, observați, avea un rob, un sclav, care era foarte bolnav. Și în epoca aceea erau târguri de sclavi, iar sclavii se vindeau în târg. Ca să ne liniștim un pic, trebuie să știm că ei nu considerau sclavii ființe umane și atunci nu aveau nicio problemă etică să-i vândă și să-i cumpere. Nici chiar să-i pedepsească, nici chiar să-i omoare. Uneori în bătaie. Sau din cauza unei pedepse. Au fost vremuri în istoria îndepărtată în care nu toți oamenii erau considerați oameni. Știu că e greu de imaginat când acum prea îi considerăm pe toți oameni, da? Dar erau vremuri în care puțini se considerau a fi oameni. Centurionul acesta ne uimește prin faptul că, având un sclav, un rob bolnav, pe moarte, în loc să renunțe la el, nu? În loc să-l vândă, între ghilimele, nu mai luai nimic pe el, în loc să-l dea deoparte, să meargă la târg și să-și cumpere unul de care? Sănătos? Că doar de aceea lași o mașină veche și ți-ai una sănătoasă? Ca să nu te lase la greu. În loc să schimbe un sclav bolnav pe un sclav sănătos, omul acesta ne uimește prin faptul că el dorește același sclav. El nu vrea să-l schimbe. El îl vrea pe acesta din bolnav, îl vrea cum? Sănătos. Dacă era prima variantă, atunci cu banii s-ar fi rezolvat, adică pe o cale naturală mergi cu banii și cu banii rezolvi, la târg. Dar a doua variantă devine mult mai complicată și improbabilă, ca să nu zic imposibilă, prin faptul că dacă vrei din bolnav același om să fie sănătos, iar ăsta e bolnav pe moarte, de fapt toți când suntem bolnavi pe moarte. Nu suntem pe viață. Ca să se întâmple asta, ai nevoie de un miracol, de o minune. Iar minunea, miracolul, e specialitatea lui Dumnezeu. Noi nu putem face minuni. Iar când încercăm să facem sau ni le imaginăm, suntem în eroare de sistem. Singurul care poate face, nu că poate, operează minuni. Văzute, nevăzute, spectaculoase, nespectaculoase, personale, familiale, bisericești, locale, mondiale, e Dumnezeu. Amin. Sutașul ne uimește așadar că jinduiește la o minune. El vrea un rob sănătos, dar el de fapt, ca să-l aibă, are nevoie de o minune și se duce spre bătrânii cetății, cum vedem, e vorba de cetatea Capernaumului și îi roagă pe aceștia, vă rog, rugați-l pe Iisus, pentru că auzise despre Iisus, că este făcător de minuni. Rugați-l și ei, sigur nu intrăm în detalii, îl roagă pe Domnul cu cuvinte atât de frumoase, mijlocesc, așa de frumos, zice că face să-i face acest bine, pentru că zice că iubește neamul nostru. Ori nu e ușor să iubești pe evrei. Credeți-mă că nu e ușor. Știm toți că nu e ușor.
Sigur că noi ne entuziasmăm cu psalmi, cu Israel, cu Ierusalim, cu... Sigur că ne entuziasmăm cu niște texte, dar dacă citești un pic istoria evreilor, dacă vezi cam de ce au fost în stare în istorie, de ce sunt în stare și astăzi, nu e ușor să iubești. Am ajuns să spun, dar sigur nu trebuie să vă luați după mine, puteți să rămâneți un pic mai romantici, dar eu am ajuns să spun că numai Dumnezeu poate iubi poporul acesta. Cu adevărat. E ușor să iubești pe evrei. Iar acesta, cel puțin acesta, zice că iubea neamul lor. Ba chiar atât de mult îi iubea încât a alocat niște fonduri, sau cum ne putem imagina, ca să-și construiască ei sinagoga, o sinagogă în care el nu mergea, în care el nu înțelegea limba aceea, nu înțelegea toate ritualurile acelea, un loc străin pentru el, dar cumva, am zice, cu teamă de Dumnezeu, cu oarecare inimă aleasă, ne uimește acest centurion, acest sutaș, prin atitudinea pe care o are, atât de caldă, nu? Atât de frumoasă, atât de omenoasă pentru un sclav, apoi prin atitudinea pe care o are față de un popor pe care nu-l cunoaște, din care, să zicem așa, nu face parte, în care doar prin natura meseriei îi este dat să trăiască prin locurile acelea. În fine, ei se duc la Iisus și Iisus se lasă convins, pornește spre casa centurionului și când se apropie de casă, cum bine știți, vin niște prieteni din partea acestuia care îi spun: Doamne, nu te mai osteni să vii pentru că nu sunt vretnic. Observați, am putea predica numai despre sutaș. Și am putea vedea cum un gest omenesc anonim din casă merge mai departe la un gest mult mai înalt în relația cu bătrânii cetății, ca apoi în relația cu Hristos, el să spună: nu sunt vrednic, de aceea n-am fost vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi numai un cuvânt. Și robul meu se va tămădui. Nu ucenicii, nu noroadele, ci Iisus, Fiul lui Dumnezeu, rămâne uimit de cuvintele sutașului. Se întoarce spre norod zicând: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ați văzut? Credința, nădejdea și dragostea, iar aici ce avem? Credință. O credință atât de mare. Cum este o credință atât de mare? Ea are cel puțin trei ingrediente. În primul rând, cu gândul la sutaș, o credință atât de mare sau o credință mare înseamnă o încredere în bunătatea lui Iisus. O încredere în bunătatea lui Iisus. Să crezi că Iisus, după cum ai auzit de altfel despre El, dar tu să crezi că Iisus este bun. Și este bun nu cu o bunătate umană, cum un om poate să fie bun cu un alt om, ci este bun cu o bunătate divină, cu o bunătate de Dumnezeu. Găsim adesea în Vechiul Testament, ba chiar și Noul Testament, cuvinte frumoase care elogiază bunătatea lui Dumnezeu. Citim: bună oară, căci Domnul este bun și bunătatea Lui ține în veci. Și eu sunt bun, doar că bunătatea mea nu ține în veci. Nu ține nici măcar toată viața. Eu am puseuri de bunătate care sunt amestecate cu puseuri de... Vi și jenă să-mi spuneți. Cum să jignești un străin, un musafir? Da, cu puseuri de răutate. Și uite așa sunt amestecate lucrurile, că numai judecata de apoi le mai poate descâlci. Și sper ca să fie mai multă bunătate. Sper ca dominanta să fie aceea care cu toții ne-o dorim. Dar mă lupt pentru dominanta aceea. Domnul este bun și bunătatea Lui ține în veci. În psalm găsim psalmistul care ne îndeamnă: gustați și vedeți ce bun este Domnul. În altă parte găsim: căci bunătatea Ta, Doamne, prețuiește mai mult decât viața. Găsim de asemenea în lamentațiile profetului Ieremia, la un moment dat, cuvinte de felul acesta: ceea ce mă face să mai trag nădejde este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Domnului n-au ajuns la capăt, ci se noiesc în fiecare duminică, în fiecare dimineață, chiar și în ziua de luni. Ce mare e Dumnezeu! Ce bun e Dumnezeu!
O credință mare înseamnă această primă mișcare a sufletului tău, a sufletului meu, a sufletului nostru, această încredere ca unui copil, ca acelui slab, neajutorat, mic, neștiutor, cum suntem cu toții, spre bunătatea lui Dumnezeu, încrezător fiind că Domnul nu e doar mare, nu e doar creator, susținător, răscumpărător, ci Domnul pe lângă toate acestea e bun. Ați cunoscut oameni mari care nu sunt buni? Eu am cunoscut. Sigur, dumneavoastră nu ați cunoscut. Ferice de dumneavoastră. Ce vieți frumoase trăiți. Paradiziace. Eu am cunoscut. Ba chiar mi-am formulat o doctrină care sigur că nu e întotdeauna adevărată, că un om pe cum devine mai mare, mai tare, mai... Parcă e mai puțin cum? Bun, în sensul că e mai puțin sensibil. Omul, pe măsură ce acumulează putere, influență, nu știu, bogăție, sau toate la un loc, pe măsură ce urcă pe scara aceasta, nu? Omenească, socială, economică, și nu numai, parcă devine tot mai insensibil, parcă devine tot mai rece, parcă devine tot mai neom, deși a ajuns atât de mare. E atât de intangibil și parcă bunătatea acelui om mare nu se mai răsfrânge peste noi, ăștia mici, eu mă pun în rândul celor mici, și nu mai ajunge la noi și nu o mai simțim, nici o căldură, nici o înțelegere, nici un zâmbet, parcă nici nu ne mai cunoaște. Ce minunat că Domnul nu e doar mare, ci e și bun. Să nu te îndoiești de bunătatea lui Dumnezeu. Să te îndoiești de bunătatea oamenilor, te poți îndoi de a ta, în primul rând, dar de a Domnului niciodată. Credința înseamnă această primă mișcare, care e cea mai simplă, să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu. A doua mișcare este că cumva credința înseamnă încrederea în puterea lui Iisus. Pentru că priviți la acest sutaș care crede nu doar că Domnul e bun, nu? Și are milă de cei în suferință, ci sutașul crede că Domnul e și suficient de puternic, adică este, cum se zice la dogmatică, omnipotent, adică poate totul. În general, oamenii marei Scripturii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, cum bine știți, cum bine ați citit, au avut această concepție fermă despre Dumnezeu, că Dumnezeu poate totul. Gândiți-vă la Daniel, la prietenii lui, care atunci când au trecut prin marile lor provocări față în față cu împăratul acela, nu? Care ba era milă de ei, ba nu știa cum să procedeze, pentru că era prins în propria capcană, putem zice, nu legislativă. Știți bine că în dialogurile acelea, de altfel emoționante, când împăratul întreabă: auzi, Daniele, dar va putea oare Dumnezeul tău? Pe ăștia alții întreabă: va putea Dumnezeul vostru să vă scape? Ei întotdeauna au răspuns ferm, senin: împărate, Dumnezeul nostru, cum spuneau ei, poate. Dar chiar dacă nu ne va scăpa, tu nu cumva, dacă noi vom pieri în flăcări, nu cumva să-ți faci o impresie greșită, nu despre noi, lasă-ne pe noi, despre cine? Despre Dumnezeu. În mintea ta să rămână clară ideea că Dumnezeul nostru poate. Dumnezeul tău poate? Al meu poate? Să știți că a te încrede în puterea lui Dumnezeu e un pic mai greu decât în bunătatea lui. Pentru că ne luptăm în această încredere. Ne luptăm cu propriile noastre neputințe și prea mult, fără să vrem, îl asemănăm pe Dumnezeu cu noi, fără să vrem. Și ni se pare că dacă noi nu putem, iar și iar nu putem, că ajungem repede la limitele noastre fizice, mentale, nu? Intelectuale, emoționale, atât de repede ajungem la limită. Avem niște praguri, nu? Care sunt parcă atât de coborâte, tot mai coborâte pe măsură ce înaintăm în viață. Dragii mei, ni se pare că dacă noi suntem slabi, fără să vrem, ni se pare cumva că, sau ne vine tot mai greu să credem că Dumnezeu este exact cum? Opusul. Este o cântare care se cântă în ultima vreme: când nu mai poți tu, poate El. Cântarea mi se pare mereu simplistă și refrenul mi se pare simplist, sincer. Dar dacă reflectez mai adânc, nu? Dacă până la urmă cântarea asta simplistă are dreptate, în sensul că
În neputința noastră, în momentele noastre de capitulare, abia atunci, în sfârșit, îl vedem pe Dumnezeu cât este El de puternic și cât de mare nevoie avem de El. Dacă ai cauze în viață și cine nu are, pentru asta nu trebuie să fii bolnav neapărat. Dacă ai cauze, dureri și ofuri ale inimii, unde te vezi total neputincios, eu am. Unde sunt total, nu mă văd, sunt total neputincios. Ba chiar am încercat să rezolv eu câte ceva și mai rău ce credeți că am făcut? Mai rău le-am stricat. Mai ales în relația cu oamenii. Dacă ai asemenea situații, ai ca și mine nevoie de cineva mai tare, mai puternic, mai care poate ceea ce tu nu poți, iar acesta n-are cine fi decât Dumnezeu. În al treilea rând, o credință mare înseamnă o încredere în voința lui Iisus. Voința lui Iisus. Să știți că a te încrede în bunătate e un pic mai simplu, în putere un pic mai greu, dar a te încrede în voința lui Dumnezeu este cel mai greu. Pentru că voința lui Dumnezeu, sau voința lui Iisus, care era, nu-i așa, Dumnezeu, înseamnă de fapt să te încrezi în suveranitatea Lui și să crezi că Domnul nu doar e bun, nu doar că poate, ci că uneori, sigur, doar uneori, vrea. Sutașul are o credință mare, pentru că o credință mare urcă până la nivelul suveranității lui Dumnezeu. Și când crezi cel mai mult, când crezi maxim, crezi de fapt că Dumnezeu și vrea. Pentru că acolo e bătălia. Am senzația că nu am fost înțeles. Așa că mai reiau într-o singură propoziție. Spre deosebire de noi, de oameni, Dumnezeu poate totul. Dar vrea, vi-e și frică să spuneți. Poate totul, dar vrea puțin, foarte puțin, în raport cu cât poate. Dintr-un număr total de bolnavi de boli terminale din comunitatea noastră, orice comunitate, mereu o minoritate se vindecă, iar majoritatea le organizăm funeraliile din cauza acelei boli. Dintr-un număr total de șoferi care au accidente teribile, rutiere, numai câțiva scapă, miraculos. Majoritatea se duc într-o fracțiune de secundă. Iar exemplele pot să continue. Sigur că Dumnezeu, ziceți, varianta a doua, nu a treia, cu vrea. Dumnezeu poate, nu ne îndoim că poate. Vom continua să cântăm cu convingere cântarea Eu cred în vindecările divine. Chiar dacă cineva drag de-al meu se stinge de o boală terminală pe care Dumnezeu, ziceți, putea, poate, nu ne îndoim că nu poate. Problema nu este cu acest poate pe care îl asimilăm relativ ușor, mai ales pe măsură ce înaintăm un pic în credință, intrăm într-o intimitate spirituală cu Dumnezeu și parcă începem să credem că Dumnezeu poate. Cel mai greu e, și asta e credința mare, pe care o atingem în orele astrale ale vieții noastre, să credem că Dumnezeu și vrea. Pe deosebire de Dumnezeu, noi suntem exact invers. Noi vrem multe și putem câte? Puține. La El este exact cum? Invers. Sutașul ne uimește prin faptul că El tocmai acolo duce credința, spune zi numai un cuvânt. Și atunci voința ta, suveranitatea ta manifestată de la distanță, vedeți detaliul acesta, cuvânt, nu atingere, nu prezență, cuvânt, cum eu am autoritate, nu? Compară el, cum eu zic un cuvânt și sunt ascultat la nivelul meu, tu zii un cuvânt, adică voința ta, adică suveranitatea ta, adică voia ta, spuneți voia și voia ta se va împlini. Și Domnul a zis un cuvânt. Și când s-au întors, trimișii acasă, l-au găsit pe cel bolnav în capul oaselor, sănătos, gata să slujească pe stăpânul său, că mare e Dumnezeu. Fie ca în această dimineață să ne reînnoiască Domnul credința, să ne învioreze,
Să zicem și noi, precum apostolii altădată, Doamne, mărește-ne ce? Credința. De asemenea, să mai fim cu gândul la un alt apostol care într-o epistolă, știți bine cum scria, zice, aș vrea să nu vi se piardă ce? Credința, pentru că mereu credința așezată mereu prima în toate listele, chiar și în această listă, așa să o vedeți ca un germene, ca ceva viu, ca o sămânță din care cresc celelalte. Le poți pierde din cauza unui necaz, a unei slăbiciuni, a unei căderi, poți să pierzi celelalte virtuți. Important e să nu pierzi ce? Credința. Mi se pare că avem și o cântare care spune că dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Și o alta mai veche spune: Doamne, dă-mi vechea credință. Și mereu invocăm credința și mereu ne temem pentru credința noastră. Ce noi ne temem? Domnul se temea într-o întâlnire cu apostolul Petru, într-un dialog consemnat în Evanghelii. Spune așa de frumos domnului Petru: Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru ce? Pentru predica ta? Pentru misiunea ta? Eu m-am rugat pentru credința ta, ca să nu ți se piardă credința. Fie dimineața aceasta o dimineață a înviorării. Aleluia. Pentru că toți avem nevoie să credem mai mult, mai înalt. Pentru că avem nevoie uneori să ne oprim în loc și prin predicare și citirea unor texte de felul acesta, să ne impulsionăm unii pe alții. Și dacă avem cauze față de care am obosit să le mai aducem, să ne dea Domnul noi puteri. Amin. Și să credem că Dumnezeu vrea. Și chiar dacă nu va face precum cerem noi, El rămâne Dumnezeu. Amin. Credința noastră rămâne ancorată în El. Că doar bine zicea Pavel, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai cui? Ai Domnului. Vii sau morți, un detaliu pentru Domnul. Noi suntem ai Lui. Aici sau acasă, lângă cineva bolnav sau bolnav, în spital, cum se spunea, în sărăcie sau în boală, nu-i așa? Cu carte, fără carte, detalii, noi putem fi, din orice condiție, ai Domnului. Amin. Credința e un dar și un dar care se dă nemeritat oricui. Să ne ajute Domnul să o păstrăm și să o cultivăm. Ce urmează după credință? Mulțumesc pentru entuziasm. Urmează nădejdea. N-am pierdut firul, nu? Când ne gândim la nădejde, ar trebui să ne gândim la Evrei, capitolul 6, versetul 18 și 19, probabil cea mai concisă și cea mai metaforică definiție a nădejdii. Spune autorul epistolei, să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului, unde Iisus a intrat ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Rețineți, vă rog, rețineți doar această frumoasă metaforă. Avem nădejdea ca o ancoră a sufletului. Ce este o ancoră? O ancoră este o piesă, sau cum să o numesc, din recuzita unui vapor, mic sau mare, fără de care vaporul nu pornește la drum, ca să ne înțelegem. Deci fără ancoră nu pornește. Pe mare, în navigare, nu are nevoie de ancoră. Te întrebi de ce nu pornește dacă oricum n-are nevoie de ea. Dar ori de câte ori vrea să acosteze, vrea să tragă la țărm, vrea să se apropie de uscat și să rămână atașat la uscat, vaporul, ca să poată rămâne lângă uscat, lângă țărm, trebuie să arunce o ancoră. Iar ancora se înfige sau se leagă întotdeauna în pământ, în țărm, da? Pe zona aceea fermă. Considerăm că apa este ceva mișcător și vulnerabil, pe când pământul este ceva ferm. Și atunci, prin această legătură, el rămâne ferm, lipit de țărm. Aceasta este, de fapt, imaginea poate cea mai elocventă a nădejdii. Noi considerăm, din punct de vedere spiritual, că atunci când suntem pe aici, în viața aceasta, în trup, vorba apostolului Pavel, pribegim departe de Domnul, navigăm pe o mare a vieții, o mare a lumii care este așa cum este.
Dar ne apropiem încet, încet prin navigare de ce? De țărm. Iar când suntem aproape de țărm, când vedem țărmul, atunci aruncăm ancora. Adică aruncăm ce? Nădejdea. Nădejdea înseamnă ancora aruncată în cealaltă realitate, în lumea cealaltă. C.S. Lewis, unul dintre marii și îndrăgiți autori creștini de secol 20, spunea într-una din cărțile lui, ba chiar în aceea în care vorbea despre aceste virtuți teologice, când venea vorba de nădejde, el zicea: dacă găsești în sufletul tău dorințe care nu ți-au fost îndeplinite în timpul vieții și e puțin probabil că vor fi de acum înainte, dacă găsești în sufletul tău tresăriri, imaginații, cum ziceam, năzuințe ale sufletului, care nu ți-au fost satisfăcute nici prin mâncare, nici prin proprietatea pe care o ai, nici măcar prin relația conjugală sau parentală, nici măcar la biserică. Dacă identifici în sufletul tău dorințe care nu ți-au fost îndeplinite și care e foarte probabil să nu-ți poată fi îndeplinite niciodată, pentru că tu ai rămas în perimetru în care aici, dacă era, s-ar fi putut împlini. Dacă ești un om curat și serios cu Dumnezeu, dacă faci toate câte trebuie să le faci, dacă ești un om al rugăciunii, al Scripturii, al bisericii, dacă ești chiar un slujitor și totuși, după ce toate le faci și pe toate le ții, găsești în tine niște dorințe adânci, nici nu știi cum să le dai nume, nu știi cum să le descrii, care nu-ți sunt îndeplinite nicăieri, 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 nici într-o zi ca aceasta. Zice Lewis, înseamnă că trebuie să existe o altă lume. Cu necesitate trebuie să existe o altă lume, pentru că noi avem dorințe care nu se pot împlini în această lume. Mi-a plăcut mult argumentul lui. Argumentul lui, vedeți, este foarte frumos, este antropologic, adică ține de ființa umană, de trăirile omului, nu neapărat de evidențe cumva externe. Și el spune, dacă avem în noi așa ceva, e clar că lumea cealaltă există și de fapt e clar că numai acolo, într-o altă realitate, într-o altă postură în care ne vom afla, acele dorințe în sfârșit ne vor fi cum? Împlinite. Numai că drumul spre acele dorințe, spre împlinirea lor, trece pe la nădejde. Priviți împreună cu mine la un pasaj mai lung, n-am să-l citesc, doar vi-l povestesc, începând cu versetul 11, cum ziceam, până la 35, ca să identificăm nădejdea și mai ales absența nădejdii. Aici este vorba de ziua următoare în care Domnul se duce spre o cetate, Nain, împreună cu ucenicii lui. Se apropie de poarta cetății și acolo, pentru că era și cimitirul acolo, zice că o femeie ducea la groapă, da, pe fiul ei, care era singurul fiu al ei, și femeia aceea era văduvă. Este una dintre cele mai amărâte femei din punct de vedere social de pe paginile Noului Testament. Pentru că pe vremea aceea, nici azi nu e simplu să fii văduvă, doar că pe vremea aceea nu exista nici un suport, nici o pensie de urmaș, nici o asistență din punct de vedere financiar și așa mai departe. Și atunci, o femeie care rămânea văduvă, rămânea fără nume, fără nimic. Rămânea pur și simplu vulnerabilă în fața provocărilor vieții. Femeia aceasta, într-o împrejurare, și-a pierdut soțul. Și toată nădejdea unei femei, mai ales atunci, unei mame, nu, care își pierde soțul, se îndreaptă după aceea spre copil, spre băiat. Ce bine că avea un băiat, nu? Doar că băiatul, deducem asta din cuvântul adresat de Domnul Iisus când îi zice tinerelule, cuvântul de acolo se referă la adolescent, sau cum am spune noi azi, la puber, pubertate, undeva 14 ani, 13-14 ani. Doar că băiatul, poate în urma unui accident sau unei boli incurabile, se murea mult mai repede și mai ușor pe timpuri decât azi. Azi putem fi numiți supraviețuitorii din cauza medicinii și a igienei. Oricât de rău vorbim medicina, toți recurgem la ea pentru un pic de prelungire, nu? Și din cauza aceasta trăim mai mult, ca să nu ne facem alte impresii. Din cauza aceasta trăim mai mult. Din cauza asta, de obicei, de la spital ne întoarcem acasă, nu chiar plecăm la cealaltă casă. De obicei ne întoarcem acasă, ceea ce
Ar trebui să ne întrebăm ce facem cu ce ni se dă în plus. Auzi cum am zis în plus. Ce facem cu partea cealaltă? Băiețelul acesta decedase. Ei bine, femeia aceasta era de două ori amărâtă. Nădejdea ei și a doua s-a dus și alta nu mai avea. Prin urmare, Domnul, când se apropie, a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. În timp ce eu povestesc, se pot pune versete, dacă se pun. Sau mă urmăriți dumneavoastră în Scriptură. Asta cu nu plânge, n-a zis omul, a zis cine? Domnul. Să nu luăm noi cuvintele Domnului toate și să le rostim și noi, pentru că este cel puțin o aroganță, dacă nu un infantilism. Acest cuvânt, de exemplu, este interzis pentru oameni. Acest cuvânt, nu plânge, să spui cuiva nu plânge, care își îngroapă a doua mare nădejde, care chiar nu mai are nimic, să-i spui nu plânge tu ca om, este o formă de aroganță, de fariseism, plus că poți fi judecat foarte aspru, că e ușor să zici tu din afară ce? Nu plânge. Unul singur are dreptul să spună nu plânge, și acela e Dumnezeu, pentru că El știe ce va urma. Eu nu știu ce va urma. Decât să te duci cu fraze din astea că nu plânge, când cineva e într-o situație similară, te rog, te îndemn, așa fac și eu. Nu zi nu plânge, dimpotrivă, du-te și plângi cu El. Plângi cu El. Aia fă. Aia trebuie să fac. Fii lângă El. Mai puține cuvinte. Omul e obosit de durere. Omul n-are stare de predică. Fii acolo. Îmbrățișează-l. Stai la masă cu el. Obligă-l să mănânce. Dă-i tu să mănânce. Întreabă-l că ce-ar mânca el. Ce-ar mânca? Du-te repede și adu-i ce-ar mânca. Când și eu, ca oricare, am trecut prin momente grele, foarte grele, pe acești oameni am apreciat. Că nu au venit să-mi țină predici, să-mi explice mie de ce. Serios? Serios? Știi tu de ce? Nu știe nimeni, mă, băiatule. Nu știe nimeni. Nu te... Oprește-te la timp. Și care mi-au adus ceva, care m-au făcut să râd. Nu-mi venea să cred că râd. Pun o secundă, dar am râs, adică... I-am iubit enorm pe aceștia, pentru că au fost umani cu mine, au fost oameni între oameni. Ce trăiam era ceva omenesc, iar el era și el omenesc, ca situația în care eu mă aflam. Nu plânge, zice Domnul, apoi făgându-i se milă, se apropie de raclă, se atinge și zice, tinerelule, scoală-te, spun, și se ridică mortul în capul oaselor și începe să vorbească, îi se dă înapoi mamei lui, spune că tot se umplu de frică și versetul 17, aici am vrut să ajung, vestea aceasta despre Iisus, zice că s-a răspândit în toată Iudeia, deci nu numai în Capernaum, ci în toată Iudeia, zona cea mai, cum știm, cea mai împietrită, nu? Față de misiunea lui Hristos, în toată Iudeia s-a răspândit și zice prin toate împrejurimile. Și potrivit versetului 17, ne putem imagina că preț de câteva zile vuia în dreapta și în stânga și toți vorbeau nu despre o vindecare a unui rob, a unui sutaș, ci despre o înviere. Câte înviere a făcut Iisus? Multe, evident. Dar nominalizate în Scriptură, pentru că textul e tot ce avem, câte a făcut? 3 învieri. În ce ordine? Vă spun ordinea numai ca să vă spun un detaliu despre ele. Prima înviere, învierea fiicei lui Iair. Câți ani avea fetița? 12 ani. A doua înviere, aceasta. Fiul văduvei din... Nain. A treia, învierea lui Lazar. Ele nu sunt alese întâmplător. Ele au o inteligență redacțională uimitoare. Pentru că de la o înviere la alta este tot mai multă moarte. Prin urmare, tot mai multă înviere. Pe vremea aceea, omul era îngropat în ziua în care murea din motive de climă. Nu există asta cu 3 zile. În ziua aceea. Și acum, gândiți-vă la prima înviere, când a ajuns Domnul, fetița tocmai, ziceți,
Tocmai murea, putem zice, tocmai murea. Și Domnul, sau cum să vă spun, aici era puțină moarte, dacă putem vorbi cantitativ, era puțină moarte, plus că i-a scos pe toți afară, deci putea fi interpretabil, adică bun, de ce ne scoate pe toți afară? Știți că i-a scos pe toți, numai părinții, și nici pe ucenici nu i-a lăsat pe toți, adică stai un pic, aici ni se pregătește ceva. De ce nu ne lasă să vedem? Puțină moarte. A doua, înviere aceasta, e un pic mai multă moarte, pentru că aici avem deja câteva ore de la deces, în aceeași zi, dar totuși câteva ore, pentru că îl găsim pe tinerelul acesta dus cu sicriul, unde? La ăsta era mai departe de casă și mai aproape de cimitir. Între casă și cimitir. Un pic mai multă moarte. Iar cât îl privește pe Lazar, bine a zis Marta, zice, Doamne, zice, miroase greu, că e mort de câte zile? De 4 zile. Ăsta era chiar în cimitir. Primul mort era acasă. Al doilea era pe drum. Fiecare detaliu are multe semnificații. Și al treilea era chiar în cimitir. Încă nu că era în cimitir, încă se acomodase în cimitir. Omul era de 4 zile, adică omul era de acolo deja. Tot mai multă moarte, tot mai multă înviere. O progresie a morții, o victorie a învierii. Toate conducând în chip paradigmatic spre învierea lui Hristos, care cu moartea pe moarte călcând. Dar nu vorbim despre învieri. Despre acelea trebuie altă predică și nu le putem ține toate într-o duminică. Ne întoarcem aici, la versetul 17, unde spune că toți auziseră, că toți oamenii simpli, bogați, săraci, toți deopotrivă vorbeau despre Iisus, despre miracol, toți nădăjduiau, toți probabil alergau cu bolnavii lor, cu nevoiașii lor, cu oamenii cu probleme, toți alergau spre Domnul, pentru că acolo e sursa vindecării, sursa minunii. Și acum țineți-vă bine, versetul 18. Ucenicii lui Ioan, evident botezătorul, au dat de știre învățătorului despre toate cele întâmplate, să audă și el. Și Ioan, acum țineți-vă mai bine, zice că a chemat pe 2 dintre ucenici, i-a trimis la Iisus ca să-l întrebe, sunteți pregătiți, auziți? Zice, tu ești acela care are să vină, sau să așteptăm pe altul? Sesizați tensiunea? Toată zona crede. Toată zona nădăjduiește, toți vuiesc trezire. Ziceți cuvinte mari, toate cuvintele mari se potrivesc aici. Iisus era atunci în ceea ce noi numim anul de popularitate a Domnului, anul al doilea din slujirea mesianică. Toți cred, toți se înviorează, toți s-au trezit ca dintr-un somn, toți parcă ca dintr-un film, s-au ridicat, parcă acum era realitate și acum văd. Înțeleg, cred, toți sunt cu nădejdea la cote mari. Și în mijlocul nădejdii, în mijlocul entuziasmului, unul singur și nu oricine, unul singur deznădăjduiește. Oare cum putem să interpretăm gestul lui Ioan? N-am spus că e ușor să-l interpretăm. Poate e partea cea mai grea din predică. E cea mai solicitantă. Oare cum putem interpreta, mai ales într-un asemenea moment, când minunile curg lanț, când minunile devin tot mai spectaculoase, când Domnul e parcă mai măreț, nu? Mai puternic decât oricând altcândva. Acum când toate se văd și când deja avem evidențe ale prezenței Lui, ale cine este El, a mesianității Lui, acum tu să întrebi, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Dar uitați cum continuă textul, zice că aceștia îl întreabă pe Domnul, apoi în versetul 21 spune, chiar în clipa aceea Iisus a vindecat nu pe puțini bolnavi, nu puțini au fost exorcizați, ci zice că pe mulți bolnavi a vindecat. În prezența cui? Bun, nu a lui Ioan, dar a cui? A ucenicilor, a trimișilor care erau ochi și urechi. Și după ce a vindecat, pentru că răspunsul Domnului primul nu e prin cuvinte, ci este prin fapte,
Zice Domnul și prin cuvinte, duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ceea ce ați văzut, spuneți-i că orbii văd, șchiopii umblă, spuneți-i că leproșii sunt curățiți, spuneți-i că morții înviază, spuneți-i lui Ioan că săracilor li se vestește ce? Evanghelia și apoi ca o dojană, ferice de acela pentru care nu voi fi eu, Domnul, o pricină de poticnire, nu voi fi o piedică, ferice de acela ca o dojană. Aș vrea să ridic înaintea dumneavoastră această întrebare, dar cu care n-am să vă presez, să pun o presiune prea mare. Totuși o ridic, chiar dacă este cumva retorică, în sensul că eu întreb și tot eu răspund astăzi. Cum interpretați dumneavoastră slăbiciunea lui Ioan? Deznădejdea lui Ioan? Cum o interpretați? Ce logică găsiți? La prima vedere nu are nicio logică ce-i cu omul ăsta, nu? La întrebarea aceasta vă rog mai atașați câteva informații. Ioan, în ziua botezului Domnului, preț de câteva minute, când Domnul a intrat în apă și când Ioan și-a dat seama cine e în apă, cine e candidatul acela care e diferit în mod radical de toți candidații de pe țărm, preț de câteva minute în ziua botezului lui Iisus, prin dialogul acela, noi înțelegem că Ioan știa că el e Ioan și el e cine? Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Eu am nevoie de tine și tu vii la mine? Înțelegeți? De aici înțelegem cum a fost conștient ce se întâmplă acolo. Gândiți-vă că a fost în istoria lumii un minut în care nimeni nu credea, dar în apa Iordanului cine credea? Ioan. Cine știa? Ioan. Cine nădăjduia? Cine se bucura? Singur el se îmbucura și se înfiora în prezența lui Iisus. Și acum, Ioan, acum e invers. Acum toți cred, toți se bucură. Și el? El împietrit. Un gigant care a căzut. Un uriaș care nu se mai poate ridica. Ceva greu de înțeles. Ceva cutremurător pentru noi care știm cine a fost Ioan și ce menire a avut Ioan. Cum e posibil așa ceva? Iată, dragii mei, sigur că s-au dat multe răspunsuri. Ca să facem varianta scurtă, am să vă dau răspunsul cel mai plauzibil, cel mai logic și cel mai îmbrățișat de comentatorii care contează. Iubiții mei, toată îndoiala și deznădejdea lui Ioan și împietrirea lui este ceea ce am putea să numim o prejudecată răsturnată. Prejudecată răsturnată. Adică, Ioan, prin vocația lui, aparținea mai mult Vechiului Testament decât Noului. Pe el îl poți asemăna cu profeții mari, cu profeții din Vechiul, mai ales cu Iona, care zice încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, cu abnegația lui Iona, cu devotamentul lui până la urmă. Bun, Ioan mai degrabă vine în spiritul, în galeria celor profeți, iar dacă nu mă credeți, uitați-vă în Scriptură, avem câteva sinteze a predicilor lui și veți vedea că în predicile lui el folosea mereu aceleași metafore și toate metaforele erau contondente, adică cu obiecte contondente care pot provoca moartea, rănirea. Să vă spun două metafore de-a lui Ioan din predicile lui. O metaforă preferată era securia, toporul. Și zicea că securia a și fost, ziceți, înfipt. Îi plăcea chestia asta cu securia. Vă plac predicatorii care mereu cu securia de câte ori se ridică la ambon? Iar metafora securia. Mie nu-mi plac. Nu cred că i-aș putea suporta în fiecare duminică. Hai o dată pe lună merge. O altă metaforă, dacă vreți să vă dau una mai dulce, și credeți-mă că mai dulce ca asta nu am, asta e tot ce a avut Ioan mai dulce, este lopata, dacă vă ajută cu ceva. Zice că el, cel care vine după mine, are lopata în mână și a început a curăți aria. Astea sunt metafore predilecte a lui Ioan.
Ioan când vorbea, când predica, el predica un mesaj al judecății. El seamănă cu, cum am zis, cu profeții. Și e profet, fără îndoială. Și el când predica, parcă foc ieșa din gura lui. Și el chiar nu s-a putut stăpâni și când a vorbit despre Duhul Sfânt în termenii eu vă botez cu apă, dar cel care vine după mine ar să vă boteze cu Duhul Sfânt și n-a putut să se oprească, pentru că era Ioan Botezătorul, ce-a mai zis? Și cu foc. A pus focul și lângă Duhul. Și noi, sigur, într-un chip romantic, acum interpretăm focul de acolo cu focul iubirii, cu serios, din gura lui Ioan, cam nu prea păsălește, cam nu prea. Ăsta nu prea le avea cu romantismul. Ioan, toată viața lui și activitatea lui și predica lui și totul a fost în direcția judecății și a spus, eu vă strig, eu vă acuz, eu vă trimit la pocăință, eu vă chem, eu vă mân, eu vă botez, eu... Dar vine după mine unul care vă va pedepsi pentru că secole la rând l-ați părăsit pe Domnul și o să vedeți pedeapsă. Săracii vor fi mai săraci, bolnavii vor fi mai bolnavi, morții vor fi mai morți. Și va veni pârjol și pedeapsă, pedeapsă pe care ei o meritau, fără îndoială. Era drept. Și când își începe Domnul activitatea, Ioan nici nu mai se arată pe acolo, nu mă trimite, știi, să vadă, mai merge să vedeți. Iară, zice, altă minune, altă, acum înviere din mort, asta e prea de tot. Ăștia nu merită, ați înțeles? Și realmente nu meritau. Eu vă întreb, cine merită? Dar ăștia chiar nu meritau. Mai aude Ioan că îi și hrănește, face nu o înmulțire a pâinilor, ci câte face? Două, cel puțin. Îi și hrănește, le dă să mănânce. Mai aude și din discursurile Domnului, că ăștia îi făceau sinteză din ce predica Domnul și mai aude că el n-a venit să îi se slujească, ci el a venit ce să facă? Să slujească. Mai aude că odată a zis, cel puțin odată a zis, că n-am venit să judec. Auzi, n-am venit să judec. Apoi el toată predica a ținut-o, toată activitatea lui a fost că ăsta vine să vă judece. Asta se numește prejudecată răsturnată. Adică să cazi în sufletul tău, să te împietrești, pentru că Domnul nu e prea rău, aia e prejudecata, aia în picioare, aia clasică. Ci să te îndoiești, să te împietrești, pentru că Domnul e prea, ziceți cuvântul, prea bun. Mai ales cu cine nu? Merită. Prejudecata clasică, aia din picioare, e prejudecata majoritară, și în general e prejudecata ateilor, a oamenilor care nu cred și nu vor a crede. Și care spun că dacă Dumnezeu există, nu s-ar întâmpla Hiroshima și Nagasaki, nu ar fi fost coronavirus, nu ar muri copii, n-ar fi cancer, etc. Știți poezia, refrenul. Aia e prejudecata majoritară. Prejudecata minoritară, la care suntem predispuși noi care umblăm la biserică, noi care avem exercițiul credinței, prejudecata noastră în frunte cu slujitorii este asta răsturnată. Să ajungem în așa împietrire, în așa, știți cum zic, secătuire, în așa apatie, încât să ne supărăm pe Domnul că e prea cum? Prea bun, prea bun. Fără discernământ de bun. Și că nu așa trebuia, și nu cu acela, și nu acum, și știam noi când, și mai întâi cu noi, și apoi cu ei, și... Mă înțelegeți? Există multe moduri de a cădea în deznădejde, dar poate la acesta nu ne-am gândit. Ăsta e Ioan Botezătorul. Ăsta este căderea giganților, căderea celor mari, oameni despre care eu am auzit, despre unii am citit, oamenii lui Dumnezeu, de care fără îndoială Dumnezeu s-a folosit zeci de ani și în finalul vieții lor au trecut prin momente de mare deznădejde, de mare frământare, cum ne povestesc familiile lor, pe care le respectăm acele familii că i-au ținut un pic departe de noi, ca să nu-i judecăm, ca să mă înțelegeți, nu meritau asta. Dar când auzi ce povestesc cei apropiați, rămâi uimit și te gândești la tine, eu la mine, ce va fi cu mine? Eu care am proclamat atâta bunătatea lui Dumnezeu. Nu mă îndoiesc de faptul că Ioan, după acest episod, deși nu scrie, Ioan s-a ridicat din deznădejdea lui și a început Domnul încet încet să-l pregătească, să-l prelucreze, pentru că urma, cum bine știți, prin decapitare, să moară ca martir pentru Domnul. Iar cine merge spre martiraj, să știți că Domnul îl pregătește.
Gândiți-vă că ne pregătește Domnul pe noi pentru o moarte naturală, dar pentru martiraj. Citiți acasă, vă rog, de la 24 la 35, dar chiar vă rog să citiți. Și veți vedea cum, în contextul acela, Domnul spune cuvinte atât de frumoase despre Ioan, cum n-a mai spus niciodată. Îl laudă pe Ioan când Ioan nu e pe munte, ci unde este? În vale. Iar ei, sigur, i-au spus: ascultă, maestre, dacă ai ști cum te-a lăudat, dar dacă ai ști ce a spus despre tine, dacă ai ști ce cuvinte a spus despre mine, eu care am zis că poate că nu el. Să ne mărească Domnul nădejdea. Și dacă am căzut de o prejudecată sau de cealaltă, să ne ridicăm în inima noastră. Să avem o perspectivă matură, să privim cât putem prin ochii lui Hristos. Să ne ajute Domnul. Amin. În fine, dragii mei, după credință, nădejde, urmează dragostea. Priviți împreună cu mine, dragii mei, la versetul 36 până la versetul 50, unde avem acea frumoasă pericopă cu femeia păcătoasă, și observați aici cum se inserează iubirea. Doar vă povestesc pasajul. Domnul Iisus merge acasă la un fariseu. Farisei aveau obiceiul să-l invite pe Domnul, spre deosebire de alte tagme, cum ar fi saducheii. Și dacă vă uitați în Evanghelia după Luca, de 4 ori Domnul Iisus a fost la masă la farisei. Aici e una dintre ocazii, celelalte 3 vă las să le găsiți dumneavoastră. Ei bine, ajunge la masă la acest fariseu. Mesele pe atunci, mesele cu oaspeți, vreau să spun, erau un eveniment al familiei și mesele se serveau pe terasă, nu în casă. Casa oricum era mică, oricât de bogat ar fi fost omul, și se serveau într-un spațiu semideschis și scopul era următorul: să se facă mult mai multă mâncare decât consumă comesenii, ca să rămână cât mai multă, pentru că de-a lungul șederii la masă, așa să vă imaginați, ceva ce noi n-am putea mânca în condițiile acelea, nu cred că aș putea mânca, nu cred, ar fi o presiune prea mare, dar la ei era totul un spectacol. Deci, să rămână atât de multă mâncare, că în timpul mesei se adună flămânzii. No, ăia care nu stăteau la masă erau de fapt flămânzi. Ca o ironie, știi? Se adună toți flămânzii, toți neputincioșii, se târăsc, vin cum pot și se umple de ei și îi stau gură cască, la propriu. Și când se termina masa, se ridica gazda și atunci toată mâncarea aceea, mai multă rămânea decât se mânca, era cum? Împărțită. Și despre ospățul acela, dar imaginați-vă, ospățul acestora se povestea după aia multă vreme. Deci, masa nu era o simplă masă, ci era o chestie din asta, cum vă spun eu, pe scurt. În acest context, o femeie se strecoară până în spatele picioarelor Domnului, o femeie pe care textul biblic o numește femeie de care? Păcătoasă. Acum, sigur că trebuie să fim atenți cu această sintagmă, pentru că toți de la masă, afară de unul, erau cum? Păcătoși. Dar când femeia zice că era păcătoasă și mai ales când, știți bine, gazda îl judecă în sinea lui pe Domnul, zicând dacă ar fi proroc, că acolo era de fapt l-a chemat ca să-l, știți, să-l cântărească. Dacă ar fi proroc, ar ști cine și mai ales ce fel de femeie este aceasta, că este o păcătoasă. Mă, ce tot vrea să spună că e păcătoasă? Că toți suntem păcătoși. Aici sensul e altul. Aici păcătoasă înseamnă că ea săvârșea anumite păcate care erau cunoscute de toți. Toți săvârșeau păcate, poate chiar pe acelea, numai că nu erau cunoscute, dar ea săvârșea păcatele fără perdea. Probabil săvârșea acele păcate care erau mult condamnate în iudaism, ca și în creștinism, păcate trupești. Da? Păcate trupești. Își pângărea trupul. Femeia aceasta însă face niște gesturi față de Domnul și în urma acestor gesturi Domnul zice, uitați-vă în finalul pericopei: auzi, tu nu mi-ai dat apă ca să-mi spăl picioarele, adică nu mi-ai spălat picioarele, sărutare nu mi-ai dat, femeia asta mi-a spălat picioarele cu ce? Cu lacrimile ei, mi-a uns picioarele cu ce? Cu mir, tu nu mi-ai uns capul cu un de lemn. Și păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci, aici am vrut să ajung, a iubit cum? Mult. Credință mare, nădejde mare și ce? Dragoste mare. A iubit mult. Simon, vreau să-ți pun o întrebare, ca să înțelegi taina cu femeia asta, pe care tu o judeci. Acum și pe mine mă judeci.
Simone, te întreb, un cămătar, imaginează-ți, avea doi datori, nici unul îi datora 500, îi datora acestuia 500, altul 50. I-a iertat pe amândoi, nota bene, numai în pildă un cămătar iartă. În realitate, niciun cămătar nu iartă. Da? Noi știm asta, am închis paranteză. Dar în pildă toate arată mai bine. Păi ăsta, pentru că e din pildă și pentru că e ficțiune, nu e ceva imaginat, ăsta iartă. Care va iubi mai mult? Și răspunde ca la școală cu tema făcută, Simon, păi socotesc că cel căruia i-a iertat mai mult. Și în contextul ăla îi spune Domnul, vezi, ea a păcătuit mult, ea mi-a datorat mult, păcatul îndatorează omul față de divinitate, dar zice, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, pentru că a iubit cum? Mult. Dacă vreți, nu vi se pare prea greu să formulăm așa? Da, a păcătuit mult, da, mai mult ca voi. Mai la vedere ca voi. Dar a și iubit cum? Mult. Asta înseamnă, iubiții mei, frați și surori, iubiți prieteni, că problema de fapt nu e păcatul, problema este neiubirea. Că Dumnezeu nu se sperie de mulțimea de păcate a nimănui, nu se sperie. Noi ne înfiorăm. Noi ne speriem de alții și de noi. El nu se sperie. Ceea ce îl doare pe Hristos, pe Dumnezeu, nu este păcatul în sine, ci este neiubirea. Faptul că nu-L iubim pe măsura păcatelor, faptul că nu ne aruncăm în brațele Lui pe măsura căderilor din care ar trebui să ne ridicăm, groapa din care ar trebui să ieșim, să ne dea Dumnezeu și o iubire mare, iubire care ne mântuiește, iubire lucrătoare, iubire cu care să ne rezolvăm păcatele, dar să înțelegi cum zic să le rezolvăm, în sensul să învingă iubirea de Hristos, toate căderile noastre, toate neputințele noastre. Există aici patru gesturi ale iubirii pe care doar vi le enumăr. Patru gesturi. Primul este smerenia. O femeie păcătoasă ședea înapoi lângă picioarele lui Iisus. A ședea la picioarele cuiva este un gest de smerenie, dar a ședea unde? Unde? Înapoi. Este smerenia maximă. Mai jos de atâta nu poți să cobori. Nu poți să cobori, decât dacă îți faci o groapă, dar nu era vreme să-ți faci o groapă. Dar la nivelul solului, asta este maximul la care poți să cobori. Pentru că o iubire mare înseamnă în primul rând o smerenie mare. Iubirea de Dumnezeu începe cu smerenia înaintea lui Dumnezeu, cu acceptarea condiției noastre în raport cu cine este El. Smerenia. Sfântul Isaac Sirul zicea că smerenia este arta de a sta la locul tău. Mi-a plăcut această definiție mult, îmi place enorm. Mi se pare că în câteva cuvinte s-a spus ceva genial. E arta de a sta la locul tău. Smerenia nu este falsă smerenie, mă înțelegi? Adică nu fac, eu nu dau un demn, eu nu știți, apucături din astea de prin biserici. El nu, că El e smerit și acum înseamnă că eu care am ținut predică ar trebui să fiu și arogant. Nu, n-ar trebui să fiu și bine ar fi să nu fiu, știi? Dacă m-a predicat, trebuia ținută, nu? De cineva. Și am fost la rând, știi? Nu aia e smerenia. Smerenia e arta de a sta la locul tău. La care e locul tău. Al doilea gest este căința. Femeia aceasta păcătoasă ședea înapoi și nu vorbea. Femeia nu vorbește în text. Și ce făcea? Plângea. Știți și dumneavoastră ca și mine că lacrimile vorbesc mai mult decât vorbele. Știți că dacă am putea vărsa lacrimi mai des, am face economie de cuvinte. Știți că uneori cuvintele fie sunt imprecise, că nu pot să descrie ce trăim, clar, și alteori pot să fie mincinoase în sensul că deturnează sensurile interioare, nu? Sau sensul trăirilor. Știți că a folosi cuvântul este cu dus și întors. Știți că trebuie să fim prudenți la cuvinte, pentru că zice că din cuvintele noastre și mai zice că vorbirea noastră să fie cu har și dreasă cu sare, da? Ca să dea har celor ce ascultă. Știți că vom fi judecați pentru fiecare cuvânt, deși așa de ușor ne cad cuvintele din gură. Îmi place formularea asta, am luat-o de la un romancier, dintr-un roman. Îi cădeau cuvintele din gură, nu le mai putea opri. Și ușor ne cad cuvintele din gură, parcă nu le mai putem controla. Femeia nu cuvântează, femeia lăcrimează.
cu lacrimi de căință. Lacrimi de care e mare criză printre noi, mai ales printre cei care umblăm la biserică și credem că alții trebuie să plângă, alții să se căiască, care sunt mai păcătoși ca noi și cred că sunt mai păcătoși ca noi, nu mă îndoiesc și ei recunosc asta. Întâi să plângem noi, că avem ce plânge. Poate da, am ajuns la un nivel moral și spiritual în care nu mai călcăm decalogul. Foarte bine. Nu mai călcăm predica de pe munte. Foarte bine. Dar călcăm altele. Avem alte scăpări. Avem alte alunecări. Avem alte stări de care ne rușinăm și am vrea să nu ni le cunoască alții. Să nu știe nimeni de ele și de obicei nu știe nimeni. Pentru aceea să ne dea Domnul izvor de lacrimi, de căință și să ne ierte Dumnezeu. Toți avem nevoie să ne ierte Dumnezeu. Al treilea gest este atașamentul. Atașamentul. Femeia aceasta stătea, zice, stropea picioarele cu lacrimile și le ștergea cu ce credeți? Cu părul capului ei, ceea ce este o, nu, o imagine a unui atașament total. Chiar dacă le-ar fi șters cu prosopul ei, era ceva intim, că era prosopul cui? Al ei. Dar aici nu e un prosop, nu e ceva extern ființei, ci este o extensie a ființei, a trupului, este chiar părul. Este imaginea atașamentului și în fine sacrificiul. Sacrificiul prin ultimul detaliu spune că ungea picioarele Domnului cu ce? Cu mir. Mirul pe vremea aceea era de diferite prețuri, dar cel mai scump mir era mai scump decât gramul de aur. Un gram de mir era mai scump decât gramul de aur. Și cel mai scump mir din antichitate, ne spun istoricii, era făcut din 50 de plante diferite, 50 de arome diferite, totul bio, bineînțeles. Era o avere. Dacă femeia aceasta avea cumva mir din acela, clar că nu ea și l-a cumpărat, n-avea bani. De obicei se lăsa moștenire și de obicei sticluța aceea valora la propriu mai mult decât casa, grădina, pământurile, uneltele, hainele de pe tine. Și dacă avea un asemenea mir, cum mie îmi place să cred că din acela avea, l-a turnat pe picioarele Domnului și asta se numește sacrificiu, să tori acel mir, să faci un asemenea sacrificiu, iar mirul acela este sinonim cu propria noastră viață pe care trebuie să o dăm Domnului. Oameni pe care îi laudă apostolul Pavel dintr-o biserică, zice că s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu și apoi au dat din sărăcia lor lucie. De ce au dat din sărăcie? Pentru că întâi s-au dat pe ei înșiși. Știți care e problema noastră cu sacrificiu? N-avem probleme să dăm. Evident că dăm. Și dăm uneori mult. Problema este că nu ne dăm. E mai simplu să trimiți niște bani să aibă loc un eveniment la biserică într-o sâmbătă. E mai greu să vii tu în sâmbătă aceea. Am avut momente în care, asta fac numai local, bineînțeles, nu fac în casele altora, decât la mine acasă, în care pentru un eveniment de sâmbătă cineva foarte grăbit și pragmatic m-a întrebat cu cât trebuie să contribuim. Și eu l-am întrebat, vii? Nu vin. Sunt așa de obosit, alerg toată săptămâna. Păi zic, dacă nu vii, 200. Și dacă veneam, 100. Dau 200, eu zis. Mi se pare emblematic, adică omul ați n-a comentat, după aia mi-a părut mie rău când am cerut 300, bun, era prea târziu. Omul a dat bani pentru eveniment, înțelegeți? N-avea o problemă cu asta. Cât ceream, atâta dădea, că nu mie îmi dădea. Numai ce să nu facă, ziceți? Să nu vină. Plătesc să nu vin. Nici eu nu fac asta mereu, adică a fost o iluminare, nu știu ce a fost, în fine. Chiar aveam nevoie de bani pentru eveniment. Eu aș fi vrut, sigur că i-am spus, băi, apreciez că dai banii ăștia, dar aș prefera să nu dai nimic, dar să vii. Frate Ghiță, ia banii că nu vin. Ia banii. A fost băiat deștept. Am luat banii, am fost și eu deștept. Că aveam nevoie de fonduri pentru eveniment. Și nu a venit. Nu vă grăbiți să spuneți că e un om rău. Chiar nu e. Nu vă grăbiți. Omul a dat niște bani, a dat dublu decât ceilalți care veneau. E doar un exemplu, e doar un principiu. Sacrificiu înseamnă nu să dai de la, evident că dai de la, ci înseamnă să te dai pe tine. Să ne dea Domnul toate aceste virtuți și nouă.
Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea. Amin.